Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Politică și delicatețuri. La mulți ani, mahmureală plăcută, Selgros ne urmărește. Ia să vedem vâneta noastră națională, portocala și mai națională. Și o chestie foarte tare, am descoperit puiul genial. La provincia. Pui de provincie, nu de București. La țară. Hrănit numai cu iarbă și cu boabe. Sigur că trebuie să fac o ciorbă de burtă, nu știu, și eu fac cu o ciorbă de burtă nemaipomenită, dar am o distinsă domnișoară care se pricepe la chestiile estetice exterioare. Eu, la mine estetismul ține de... Adina, vin un coace. De ce râzi? Râta, da. După ce am mâncat atât de revelion, după ce am mâncat de Crăciun, acum chestii... o masă bună e binevenită. Îți fac o chestie fină. Pentru domnișoare, pentru copii, dar și pentru oameni maturi. Trebuie să te gândești că în după amiaza asta plec la târg la Florența, la Piti Omoș. Trebuie să fiu slabă și trebuie să prind... Da. Păi acum, dar după masa asta mai sunt. Am trecut de perioada dietelor. Perioada în care mă îngrășam în permanență. Pentru că eram frustrată tot timpul că nu pot să mănânc ce vreau și când rupeam lanțul, luam volum. Acum, de niște ani de zile, sunt mult mai echilibrată, mănânc tot ce-mi doresc, dar nu foarte mult, nu mă mai îndop. Cred că, fiind echilibrată din punct de vedere emoțional, am reușit să nu mai mănânc compulsiv. Asta este o fațetă și a doua este aceea că fac sport în fiecare zi. Deci nu există, eu și astăzi, înainte să vin la voi, ca să am o stare bună și o energie bună, am făcut o oră de sport. Am gătit foarte puțin pui. Am trecut pe niște rețete foarte mișto. Adică o să-ți fac, fii atentă. O să-ți fac un... Adică astea, vreau să știu, ăsta e pui neinjectat. Neinjectat. Eu, ăsta e injectat numai de mine. Aici e chestia. Și cu ce crezi? Cu lămâie, te văd. Nu lămâie. Măi, mi-ai distrus toată cariera de bucătar. Vezi ce înseamnă, nu te uiți la mine. Toată lumea mă strigă. Dominescu, unde-i portocala în piețe? Eu m-am ferit în general de pui așa și pui mai fade, nu știu ce, și are tot soiul de bâzdăgăni în el, așa. Și am găsit un pui care l-am simțit că e altceva. Copanul, întâi, da? Un copan. Aripă, la aripă, tu nu gătești din când în când, nu. Fii sinceră. Din când în când niciodată. Da. Am făcut odată o cafea. Aulă. Păi dacă nu... Și te-ai fript? Ce-ai făcut? Și te-ai lăsat? Nici măcar. Așa, la pui, fii atent, are o chestie... L-am fript și n-am mai vrut. La aripă îi tai totdeauna gheruța asta. Eu o să fac niște chiftele din pieptul de pui, punem pieliță... Da. Pieliță. Punem puiul, așa, cu tot, cu pieliță. Nu râde, de ce râzi? Râd că faci pieliță. Unde ai fost pieliță. La Dinescu și ce ți-a gândit pieliță? E cam sexy chestia. Da, exact. Auzi că plec la târg și a zis să fiu în formă. Ce târg mai ai zis? Unde? Târg cel mai important, târg de modă masculină din lume, la Florența, la care merg de 100.000 de ani. Ce faci pentru moda masculină? Ce ai apul? Eu, ceva? Eu, în primul și în primul rând, reprezint în exclusivitate, ai vrea, dar n-am. În exclusivitate pentru România reprezint 52 de branduri internaționale de succes, dintre care, spre exemplu, cămășeria numărul 1 în lume. Sau pălăriile, Borsalino, pot să spun numele, că e un brand Borsalino de 200 de ani. Da, știi? Da, păi super. Eu îi reprezint în exclusivitate pentru România, jur. Deci eu sunt de oameni. În curând voi căpăta o pălărie Borsalino și o cămășuță de asta, nu? Păi normal. Cu gulerul așa? Clar. Ești tare. Clar, cu gulerul Bravo, așa. Mulțumesc. Da. Îți mulțumesc dinainte. L-am făcut fericit de anul nou, deci în 2020 intri în formă. Da, ce important, la târgul acesta se lansează tendințele pentru iarna următoare. Gândește-te așa, eu comand toată colecția pentru un an. Înainte. Da. Deci eu acum voi comanda pentru iarna următoare. Asta înseamnă că eu ar trebui să știu sau să simt sau să ghicesc ce își doresc cei 30.000 de clienți ai mei la anul. Este foarte riscant, e o investiție mare. Înainte să lansezi colecția,
pe podiumul ăla ții cont de părerile lor și mai schimb ceva? Țin cont, clar. Mm. În primul rând adaptez colecția românilor și am să spun de ce. Mm. Ca la poadere, îți dau un mic exemplu. Noi, românii, avem picioarele mai late decât spaniolii, spre exemplu. Ne-am dat mai jos, mai târziu, jos din copac. Corect. Înseamnă cine dacă avem mai picioarele mai late. Nu știu să-ți spun. Important este că avem picioarele mai late, motiv pentru care, spre exemplu, ca la podul spaniol, pentru că eu reprezint unul din cele mai bune branduri internaționale de pantofi și atunci eu comand în mod special pentru piața românească cu calapodul potrivit. De aia toți clienții mei sunt fascinați, găsesc brandul ăsta în toată lumea. Nu stau să mă gândesc de ce. Avem o altă conformație. De ce ești rău? Avem pur și simplu altă conformație. Suntem un soi de maimuțe, alt soi din maimuțe, de maimuțe, da. Poate n-aveam copacii înalți din zona, eu știu, din Africa, aveam de ăștia, ne cățăram în brad, era mai subțire și trebuia să avem talpa mai lată, să ne stăm în bradul de... Așa, la bun. Ce s-a gândit el? Vorbeam de pantofi rafinați, cu tare, cu cataramă, fără bun. Și el, pac, n-am urcat în copac. Fii atentă. Acum ce fac? Am pus și puțină slăninuț, așa, să-l fac mai picant pentru tine. Vrei să te ajut? Da. Nu te întreb dacă vrei să te ajut. Fii atent. Apasă aici, pe ăla verde. Asta îmi place să fac. Ia. Am băgat carnea. Așa. Eu am apăsat și de aia se toacă. Nu, vă spun ca să știți. Deci altfel nu ieșea nimic dacă nu... Face urât. Da. Așa. Tot din cauza mea? Stai că mai o slăninuță, te rog, îi dau drumul iar. Da. Gata. Deci avem carnea tocată. Fii atent ce facem cu ea. Da. Îți fac trei feluri de chiftele, pe bune, o să nebunești. Nu cred. O să mă cauți. Vinete. Dacă îți spun... Păi una e cu... Am copt o vânătă. Vrei să o cureți? Știi să cureți vânătă? Nu. Eu am glumit când am spus că am făcut doar o cafea. De două ori am gătit. Odată pentru prieteni care râdeau că nu gătești și am zis am să gătesc ceva, de-am să vă rup. Și într-adevăr am făcut o masă excepțională și altă dată pentru o emisiune am gătit pentru Mihai Constantinescu și pentru Nelu Ploieșteanu. Și le-a plăcut. Am făcut și înghețată de casă, nu doar toate felurile de mâncare. Deci, profi. Ideea e că atunci când îți dorești ceva, ți iese. Eu sunt genul de persoană, dacă îmi pun în cap, o să urc și pe Himalaya, nu-i nicio problemă. Am o vânătă coaptă, mai am și acolo. Am copt-o să răcească puțin. Nu, dacă vrei să curăți o vânătă, o curăț. Nu, că nu-i nevoie. Dar nu vreau să-mi văd lumea. Da. Știi cum e? Că dacă vede omul că poți, după aia cere. Da. Asta e de fapt. Pun vânătă amestecată cu puiul ăsta vegetarian. Fii atent ce mai pun aici. Îi pun niște ceapă cu puțin usturoi și cu puțin de-asta praz. Să capete un gust mai... Așa. Să amestecă. Dăm niște pesmet, Ionuț. Eu îmi fac pesmet singur, nu suport pesmetul. Din pâinile astea, după ce se mai usucă, am spus, nu aruncați pâinea, știi, eu, și la cetate. Băi, nu mi-aruncați pâinea asta, că nu vreau să fac cu pesmet de la... Poate să zacă de 2 ani acolo, știi? Nu-i stricat, că pesmetul stă, nu se știi, da? De mai bun dar să gustul, fie proaspăt, e gustul. Pesmet din ăla, uite, din dar lipie de asta. Dar pâinile le face aici la restaurant? Am o colaboratoare, facem și noi lipie, așa, țac, pac. Dar am o doamnă care le îmi face, ea... da. Poți să pui condimentat cât puțină, vrei, da? Eu mănânc. Pune tu piper alb, mai mult. Îmi spui cât. Și fii atent, e un secret aici. Așa. Pune și puțin chimen. Da. Așa. Mai pun? Nu. Îmi spui. Pune puțină sare. Punem și boia. Pun boia de la... Hai că punem cu... în fițe, Sara. Îți dau ce să faci ceva, să cureți iar de ăștia. Dă-mi o farfurie, te rog. Mamă, deci mă fac de râs jur. Deci una este, om m-a mai spus, cu... vânătă, ceapă, ăsta, praz, ce-am mai pus? Și puțin usturoi. Dar, iei de aici ardei, îl scoți așa, iau un cuțitaș pe aici, ajută-te de el, îl tai așa și cureți chestiile astea, știi? Că până îl dau până mașina de tocat, așa, până la aici, așa. Bine. Ia, fă vreo trei. Mama, să te uiți la mine. Cine? E mama. Păi e șocată. Mama, uite, da, am doamnă, cuțit să vedeți ce bucătăreasă va fi. Și-a dorit toată viața creează să mă dependență. Vadă, dar n-a mers. Bucătăria mea creează dependență. Deci fii atent, învață. După ce am pus puiul ăla naturalul, i-am băgat ceapa și am pus pesmet, piper, ce-am pus? Busuioc îmi trebuie. Am o
Am o chestie mare cu busuioc aici. Busuiocul. Sunt dependent de busuioc, să știi. Nu mi-e teamă în general să fac lucruri noi, mai mult decât atât îmi asum. Adică nu m-am gândit nicio secundă să vin făcând pe marea gospodină extraordinară. Sunt o persoană directă, corectă, care recunoaște și minusurile și plusurile. N-am afirmat niciodată că aș găti, și gluma cea mai cunoscută dintre mine și fiica mea, Sara, care la un moment dat m-a și filmat. Mă făceam eu că ea gătea și eu mă făceam că învârț, zic, filmează-mă și pe mine. Voiam să trimit prietenilor în glumă. Și a pus story și eu zic, uite, fac. Și ea zice, hai, fă-te că gătești ceva de genul. Da, să zică lumea că știu. La care Sara, păi nu știi. Fiica mea face școala de facultate de management hotelier de la Lausanne. Mamă, e tare, și... o angajez la mine la Lausanne. Dar gătește genial. Da? Da. Pe bune? Dar nu, asta râde și ea, zice, uite și tu, din toată familia, bunica gătește extraordinar, maica mea la fel, ea la fel, numai eu nimic. Mai... Nimic. Fac puține chifteluse, fii atent așa, le pac, sac, pac. Așa, bun. Ăla și ce faci? Vâră-l în... În ce-l iau? În la alea de tocat. Îți mai dau, mai dăm o farfurie adâncă? O farfurie, da. Eu, în primul rând, nu știu să mă organizez în bucătărie. Adică aș veni cu toate cele necesare și mi-ar lua 2 ore să le împar pe categorii. Dar el gătind foarte des e o chestie care a intrat în obișnuință. Merge? Chifteluța pumna pi. Deci, prima chiftea... Băi, tu nu ești atentă, ești absorbită de munca aia. La munca de jos te-am pus. Gata? Mă, voiam de multă vreme să te întreb. Mari creatori de mode au croitorese, au, în fine, nu? Din câte știu eu. Da. Dar tu știi să faci ceva, să în primul rând, la o mașină sunt, de... În primul rând, nu sunt creator de mod, eu sunt stilist. Adică eu te învăț să te îmbraci bine în funcție de aspectul fizic, cromatic a feței, stilul personal, da, mulțumesc, atitudine și așa mai departe. Și plus, poți să-mi schimb mie look-ul de aici vezi. Încolo, da? Creatorul își face colecțiile, stilistul... te ajută să alegi din colecțiile respective. De aceea ți-am zis, interesant, eu reprezint în exclusivitate pentru România foarte multe branduri, tocmai pentru că am nevoie de variante pentru clienții mei, ei fiind diferiți. Unul este de mai tânăr, altul mai în vârstă. Și cum tu colaborezi, stai puțin, tu colaborezi cu creatorul de modă sau cum? Clar! Și mă duc când îmi aleg colecțiile, lucrez direct cu cei care le creează, îmi aleg lucruri și sigur mai fac schimbări. Adică spun, aș prefera cu nasturi din sidem de perlă, aș prefera să fie cu detaliul acesta, aș prefera dintr-o țesătură de nu știu care, și atunci cumva îmi adaptez colecția creată de designerul respectiv. Așa, piperul, fii atentă, se pune piper, ia și puțin chimen. De data asta pun. Pune, chimen nu pune foarte mult, dar pune că îi dă un gust mai... Așa, busuioc. Nu suport mirosul de pui, pur și simplu. Nu-mi place deloc. Dar ori e puiul foarte bun, ori modul cum l-a condimentat și l-a pregătit. Deci îmi venea să mănânc, dacă era după mine și nu filmați voi, eu aș fi mâncat tot conținutul. Deci avem aici carne de pui de ăsta injectat cu portocală. Pun așa să fie peste tot. Pe urmă am pus 3 ardei copți și punem, sigur că chifteaua se face și cu pâine muiată în lapte, dar aici merge mai bine pe zmetul, pentru că sunt legumele astea moi și extrage și se sucul ăla, sigur, se umple și capătă și un gust foarte bun. Și cred că lapte ar fi prea mult dacă adaug și laptele exact, deja... Da. Și mulți sunt alergii la lapte, la mărău, nu știu de ce... Sunt... Nu, dacă a gust, cred că mi-ar plăcea fără lapte. Adică mi se pare mai bun fără. Ce vrei? Zim. Vreau o chestie de asta finuță, să-ți extrag o chifteluță. Mi-a plăcut pentru că face să pară lucrurile foarte ușoare. Deci dacă te uiți la el cum gătește, ai senzația că gătitul e așa o chestie, hap și a apărut mâncarea de undeva de jos. Una am făcut cu vânătă, una am făcut cu ardei, acum facem una cu măcriș. Deci o dai puțin până pe zmet, da? Mă apuc să gătesc, jur. Pă bune, păi da, dai gata, măi. Sigur că farme cu tot personal contează, dar și ideea că inviți pe cineva și
Așa, te dai mare, stați puțin, pregătești înainte carnea tocată și așa, sau mă chem pe mine și o fac eu și pe urmă te prefaci tu că ești cu ele din bucătărie, știi? Să știi că dai... am gătit de două ori în viață. Băi, eu... Asta-s inventate de mine. Dacă tu mi-arăți într-o carte de bucate chestia asta pe care o fac eu, chiftea cu vânătă și cu pui sau cu măcriș. Acum facem cu măcriș. Asta am terminat-o. Ia-o de aici. Trântim aia cu măcriș. Adu măcriș, uite acolo. Să vezi ce bun e măcrișul. Stai că-ți dau o linguriță. Foarte natural, foarte normal, foarte așa cum ai face acasă. Și mi se pare un lucru extraordinar, că ne-am obișnuit toți să jucăm teatru. Toată lumea joacă teatru. Punem ușor un pic de, nu știu ce, pâs, știi? Facem chestii de show. Și asta nu e așa de bine, pentru că omul de acasă te simte. Vede că tu, de fapt, faci pe lebăda și ești vrabie, știi? Ăsta e măcriș amestecat cu ștevie. În Oltenia, am vrut să spun că e ștevie, că miroase. Da, păi ștevie, e o nebunie. Asta o fac cu mămăligă și cu ochi. Dar cum o faci? Cum pregătești asta? Că e minunată. Asta e de mâncat așa și singură. Asta am în borcane. Păi sigur că da. Păi asta vreau să spun. O încălzesc, mămăligă, două ochiuri, o nebunie. Deci nu văd asta, mă, ce bun e. Da. Ca să fiu sinceră cu voi, nu mai mâncasem măcriș. Știam ce e, dar nu mâncasem în viața mea. Când am gustat, zic, mamă, ăsta are gust de ștevie. Ce măcriș e ăsta care gust de ștevie? Dar a lămurit misterul când a spus că este măcriș cu ștevie. Pun carnea. Da? Eu fac și cu dovlecei puțin. Stai puțin. Asta, am uitat de dovlecel. Pac, țac. Și, deci câte feluri de... Am și uitat, sunt bătrân și sunt serin. Sunt trei deja. Trei. Deci un... Din asta poți să gust, da, am voie. Din aia, da, poți să gust, dar fii atent. Cu... Mama. Fii atentă, cu dulceață de... Aici am muștar făcut cu... Deci asta... Peltea de gutui. Ia. Asta este cea mai bună. Nu e cea mai bună, stai puțin. Chifteruță pe care am mâncat-o în viața mea. Da, asta sunt de acord. Nu vă dați credeam seama. Credeam că e cea mai bună dintre astea. Puteți să închideți camerele că mănânc. Pun... Asta... Niște ceapă și cu... Fii atent. Hai să facem un deal. Hai. Eu mă ocup de tine cu vestimentația. Da, și tu mă înveți să gătesc. Nu, că dacă te ocupi și îmi dai de mâncare, nu e o soluție. Știi cum e cu undița și cu peștele. Ne nu întâlnim e, dar mă înveți. După 12 noaptea ne întâlnim. Nu. După 12 ziua, mai bine. Stai, mă. Noaptea, știi cum e? Bă, tu câți vin la tine la mod acolo să se uite când lasesc câte o chestie? 100-200, vin eu și trag, pa, câte o chiftea. Clar. Bine, băgăm, că ăștia-s bogați toți, că nu vin fetele sărace la tine, amărâtele să-și ia... Băieți să-mi brac la... A, băieți! Numai băieți! Păi spunea maestru Albulescu, sunt singura femeie care îmbracă, nu dezbracă bărbați. Așa a spus maestru Albulescu, care îmbracă. Deci maestru Albulescu deci, a spus... Deci femeile din lume dezbracă, numai tu îmbraci. Numai tu asta a spus, zice, cu Adina o iubesc pentru că e deosebită, e diferită. E singura femeie din lume care îmbracă bărbatul să-i dezbracă. Mișto. Da. Bun. Deci ai mâncat cu... Ardei. Am mâncat cu ardei. Am mâncat cu vinete. Cu vinete? Primele sunt pentru mine vinete. Da. Bune acum, și ardei. Acum băgăm astea cu măcriș. Eu mănânc mâncare. Mie-mi place ciorba, mie-mi place mâncărica, îmi place mâncarea cu gust. Astea cu măcriș sunt ușor acrișoare. Păi da, asta e cazul, știi? Și să nu fie la fel toate, știi? Să îți pun într-o tigăiță, dacă nu deschid un magazin numai de chiftele, dacă mă enervez... Dar și de ce pui, incredibil, n-au gust și de cu pui. Cu pui de-asta curat de adevăratele, știi? Că multă lume crede că puiul e fat. Păi e fat dacă nu știi să-l gătești ca lumea, devine fat, dar... Gata, îți sunt pastea... Eu nu ți le întorci tu, mergem să ne așezăm la masă, bem un par de vin, mai ciugulim puțin, mai îmblau schiftele. Mai ciugulim puțin. Da. Foaie verde.
ajun, măi, mi s-a rupt căruța-n drum. Când a fost fierarul bun în leana mea și-am rămas cu roatele, mă. Să se mire satele, măi, mă. Și-am să chem fierarii toți ca să-mi facă patru roți, să merg cu căruța bine, să se mire întreaga lume, leana mea, să merg cu căruța bine, să se mire întreaga lume, măi, măi, zi, zi, bă! Am să chem o fierăriță să-mi strângă de-o piuliță, să merg cu căruța bine, să se mire întreaga lume, leana mea, să merg cu căruța bine, să se mire întreaga lume, măi, măi. Adina, la mulți ani. Noroc, să ne dregem cu vinul meu parfumat. Da. Fii atent, în bucătărie am aflat o chestie absolut teribilă, că românii trăiesc pe picior mare. Știi că e o expresie. Bă, ce ăla trăiește pe picior mare. La noi la și propriu. Bogații și săracii trăiesc pe picior la mare. Propriu. Că românii, după studiile făcute de tine sau de mine, pe, am 30.000 de clienți. Cât? 30.000 de și clienți. Și tu le-ai măsurat tălpile la toți? Nu, realizez de fiecare, dar nu neapărat picior mare, ci lat. E o diferență. Lat. Sunt oameni da. Care poartă măsura 40 bă, sau 39 de onoare, și lat. Uite-te la mine, fii atent. Și eu nu pot să port decât ăștia lat. Știu, înseamnă că și ristul înalt. Am genă da. Mai multă originară. Dar dacă ți-e o de la mine, da? N-ai să ai nicio problemă, pentru că îi fac special. Sunt singura care îi face special pe calapodul bun. Și atunci da. Toți clienții îți leșinați că cei mai comos pantofi. Și acum, nu e o pereche de pantofi, e un cadou special pentru tine, gândit pentru tine, făcut la Calabrese, un brand din Italia, face doar accesorii și e brand din 1924. Bunicul tipei care are acest brand astăzi... Cam ușurăm cadou, ce a inventat. Chiloți. Păi da, pe greutate ciorap. Se ia cadou. Ciorap. Păi, a, hârtie, cum? O hârtie. Asta. A, e și ceva în hârtie. Da. Cam atreușca, tot desfaci, tot desfaci. Da. Ia să vedem. Niște ciorăpei? No. A, o papion. Dar e un orice papion, e cu ardeiuți. Așa și ăsta? Păi asta e Batista. Pentru Batist, că m-am gândit că odată când vei fi tu foarte elegant... Mă confunzi cu ăla, mă, cum îl cheamă? Cu Rareș Bogdan? Cu Rareș și eram sigură că de Rareș Bogdan spui, dar nu cu el te confunzi. Eu port cămăși de asta, dar e... Bine, mulțumesc. E mișto, e cu ardeiuți. În campania lui Băsescu, îți dai seama ce tare era Băsescu dacă dădea de-astea, că el avea simbolul ardeiului. Uite. Nu, cu politica eu habar n-am, dar ți-arăt, uite și până aici frumos, merge, cum să nu merge, ți-am desfăcut și buzunarul, ja. Ăsta e un brand nemțesc, de exemplu, da? De 114 ani. Cel mai mare brand de accesorii, iar papionul e realizat manual în Italia. Uite, el se desface singur, așa, pac-pac, dacă vrei, jap. E făcut cum trebuie și este dintr-o stofă de lână special realizată pentru papion. Clienți de-a tăi poartă mulți. Papion, da? Ai să fii păi mirat, dar mulți, că am cele mai frumoase știu, papioane din România. Până la urmă România, știi deci... că papionul era o chestie, purtau artiștii, mă rog, muzicanții, muzicienii, scriitorii, academicienii. Tot omul poartă seara papion. Da, papion. La operă, la nuntă, la botez, că la noi, uite, hai să spun o altă diferență între noi și alții. Deci noi la nuntă ne îmbrăcăm foarte elegant. Da? Dacă te duci în altă țară și spui vreo vestimentație pentru nuntă, te îmbracă așa, mediu. Dar dacă spui pentru operă, în Marea Britanie, de exemplu, te îmbracă tip-top. Haina nu face
pe om. Cine spune asta e o tâmpenie, dar îl conturează, îl pune în evidență, îl flatează. Te ajută haina foarte mult să îți promovezi business-ul, să promovezi ceea ce faci, să promovezi cine ești. Când ai intrat într-o încăpere și ești bine îmbrăcat, oamenii se uită și spun, trebuie să facă bine ceea ce face. Adică e o chestie care deja pe cartea ta de vizită adaugă niște rânduri. Tu știi că pe vremea comunismului am fost invitat la Heidelberg, era Sami Damian, un critic literar, asistentul profesorului Haiman, șeful secției de literatură comparată și romanistică, în fine. Și am reușit să ajungă. Și Sami Damian a zis, hai să vă duc la Baden-Baden, la casino. Da. Și când să intrăm, fără patru, nu mi-au dat voie. Fără... Că nu aveam costumația. Și da. Că acolo, de ce ne-am dus? Pentru că acolo jucase Dostoievski, pierduse câteva kilograme de aur în banii a rusești de aur. Și voiam să văd masa unde a jucat Dostoievski acolo, la casino. Și... Stați puțin. Se a dus din garderobă. Și ăsta avea papioane de alea cu zgârci. Da. Și mi-a tras un zgârci de la cu un papion. Am intrat, aveam 10 mărci germane. Păi zic eu, o fac lată. Pentru mine 10 mărci înseamnă ceva foarte mult. Așa că aveam 100 de mărci pe toată 10 zile. Pe toată călătoria, da. Așa. Și am pus pe o chestie, pe o cifră. N-am pus pe roșu sau pe verde. Am pus pe cifră. Bă, și mi-a ieșit, îți dai seama, am câștigat de 100 și ceva de mult. Dacă puneam 3 mai mult. Se îmbracă cu neglijența poetului, dar totuși are un stil personal foarte bine definit. Admir oamenii care nu se duc cu tendințele, ci iau un stil bine definit. Recunoscibil e foarte important, mai ales când ești persoană publică, este important să te recunoască oamenii și dacă nu-ți văd fața sau nu-ți aud vocea, doar prin ținută deja știi că, uite, asta, dacă vezi pe cineva care limită, știi că se îmbracă precum Dinescu. Dar aș schimba mici detalii, o să le vedeți, vă promit, și aș mai adăuga un pic de sare și de piper, cum ar spune domnia asta. Câți angajați ai? Sau colaboratori mai degrabă? Nu, angajați, 35. 35, mamă, și ai bani să le dai lunar leafa? Câștigi mult. Cât dragul costă o pereche de aia? Nu câștigi mult. Nu e un domeniu din care câștigi mult și îți spun și de ce. Dacă îți place publicitatea, faptul că ești celebră sau ce? Nu, eu m-am săturat de celebritate când mă cauți, n-am bani, știi? Nu. Am devenit celebră pentru că îmbrăcam foarte bine oamenii și atunci m-au recomandat unul altuia și tot așa. Dar trăiesc din asta... Pe soțul tău sau fostul soț? E fost sau e soț? Fost. Fostul tău soț? De 20 de ani fost. Da? Tu l-ai îmbrăcat? Da. Copilul seamănă cu tine? Are 22 de ani și e fetiță. Și fetițele seamănă, fica mea Irina seamănă cu mine. Da, da, cu tații. Ea are cromatica tatălui și seamănă cu mine. La mâini, la păr, la aceleași picioare, identice la picioare. Dacă ne vezi picioarele, te sperie, știi? Identice, identice. Sau și conținutul. Și tălpile, și degetele, și tot. Da. Deci e frumoasă, vrei să spui. E cea mai frumoasă. Cea mai că frumoasă. E a mea, nu știu, că fiecare picioare am, normal, vară. Și ce face ea? Management hotelier la Lausanne, în anul 4, e unul din cei mai buni studenți, între primii 5, este din facultate, este... Se vine în România. Ea trebuie să fie ministrul turismului, știi? Este ambasador de aur al școlii. Cum? Este ambasador de aur. Ambasador de aur al școlii. Al școlii, noi... al facultății numărul 1 în lume de management hotelier. Foarte tare. Da, sunt mândră de ea, jos pălăria și lucrează. Când o să ajung președintele României, ori să o recomand să fie ministrul turismului. Că m-a avut numai niște mocofani, știi? Țara asta atât de generoasă, cu Marea Neagră, cea mai lungă distanță de Dunăre, mănăstiri, mâncare bună, chiftele. Ia o chiftea de asta, fie poftă atent. Bună. Ia? Mamă. Și ascultăm, în timp ce mănânci, lăutarii noștri de aur. Dau apă cu mei și
zboară ca niște zmei. Ei, dar mai frumos sunt ai mei, că le dau apă cu mei și zboară ca niște zmei. Zi, mă, ia, șa, șa, șa. Mândruța mea, obosit cum o-i putea, sanie cu zurgălă. Hei, obosit și plin de apă, mă duc aia că mi-e dragă, sanie cu zurgălă. Obosit cum o-i putea, diseară mă duc la ea, sanie cu zurgălă. Hei, obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălă. Sanie cu zurgălă. Hei, obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălă. Obosit cum o-i putea, diseară mă duc la ea, sanie cu zurgălă. Hei, obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălă. În orice meserie, când tu faci o chestie, știi, mai ciudată sau, mă rog, mai fină, mai... Interesantă, nu știu ce, da. Trebuie să aibă original, nu, nu e original, o chiftea cu praș și cu dovlecel, o chiftea cu măcrișă, ușor acrișoară, una cu dovlecel, una cu... așa. Asta la fel și colorate. Deci, mâncarea... Că multă lume crede că mâncarea, mă, nu pleci. Nu, nene, dar... E o bucurie. Trebuie de o bucurie. Și cu ochii să te bucuri. De-aia și mâncarea simplă a oamenilor săraci unor poate fi extraordinară. Și ce mi se pare mie extraordinar la modul cum gătești, simți fiecare ingredient. Da. Adică are ceea ce e extraordinar, pentru că, în general, se amestecă atât păi de bine încât totoare... Păi lumea care fac chiftele, vă zice, gogoloaie de carne și prăjit, niște tâmpiți. Bă, când poți să le faci mai soave, cu praz, cu ceapă, știi? Da, mai da. Pui o legumă, nu știu. Și carnea e un pretext până la urmă, știi? Mi se pare o variantă foarte bună să-ți deschizi un astfel de... Da, da, da. Pentru că e special, n-am mai întâlnit. Vreau să dau o replică la astea cu... La fast food. Pui. Fără Coca-Cola, fără Pepsi-Cola, numai cu suc de măr din, de la, adevărat, din mere românești. Din suc de roșii, da, 100% se zeamă de roșii. Sirop de vișine. Sirop de floare de salcâmie. O fac la cetate. Socată. Socată. Și astea, că astea sunt. Deci, 5. Fii atent, mă bag. Pe cuvânt de onoare. Investesc. Am eu spun ceva, dacă te apuci, eu investesc. Mă bag unul din investitor, nu-mi permit tot. Îți dau 1%. Da. Că da, plătesc, nu. Plătesc, deci nu. Mă bag. Nu, și spunem, trăim pe picior mare. Asta, Adina. Deci... bun, mâncăm, jur. Mâncăm chestii fine. Mă, da, trăim pe picior mare. Da. Ah, ce reclamă mișto. Sloganul avem, gata. Românii trăiesc pe picior mare. Mișto. Da. Bă, da, mă, și să te bucuri. Până la urmă, totul e un pretext să te mai bucuri. Că viața asta, știi, aveam... și mai am încă un prieten, Șerban Patriciu, fratele lui Dinu Patriciu, știi? Și fratele lui tot voia să investească, să nu se mai putea opri. Și Șerban, care e un tip foarte fin, așa, a luat un fir de ață, așa, și a spus, Dinule, uite, asta e viața noastră, a fost așa. Și se duce, ne-a mai rămas atâta.
Hai să o trăim. Liniștește, hai să o trăim, să ne bucurăm de ea, știi? Așa e. Deci atât e un fir de ață, atât este viața. E important să fie echilibrat și să duce să... Dar vorbeai de satisfacție și de faptul că tu tot timpul ai inventezi gusturi noi. Asta, această satisfacție o am eu când îmbrac oameni diferit, când îi schimb. Și sunt oameni nu neapărat la 20 de ani, vin la 50, la 60 de ani, care o viață întreagă au avut un stil de viață, nu s-au îngrijit foarte tare, nu prea interesa cum arată, nu prea... Și ajung la vârsta asta să învețe că nu trebuie să fie exagerat, nu trebuie să stai 20 de ore în oglindă, dar cu un pic de atenție te simți bine în pielea ta. Avut oameni care au venit și mi-au spus: Doamnă, în viața mea n-am simțit, unul care vorbise în public, în fine, o persoană importantă. Dom'le, zice, de obicei se uita lumea că sunt deștept. Știu că sunt deștept din școala primară, dar se uita lumea că răbine. Și a fost un șoc, zice, eu vorbeam și vedeam că toți se uitau așa admirativ la cum sunt îmbrăcat, la mine de sus până jos. Și a venit direct în magazin, asta a făcut primul lucru după conferință și a venit să-mi spună: vă dau cuvântul de onoare, prima oară în viața mea m-am simțit bine în pielea mea. În moda masculină, lucrurile se întâmplă ușor mai încet decât în moda noastră a doamnelor, în primul rând. În al doilea rând, eu subliniez de multe ori, nu tendințele sunt importante. Trebuie să ne îmbrăcăm așa cum ne vine bine. Spre exemplu, se poartă pantalonii cu talie înaltă și cu pense, dar acest model de pantalon vine bine oricui. Mai ales, contrar credințelor învechite, mai ales genul acesta de pantalon nu vine bine bărbaților cu burtică. Pe vremuri, bărbații cu burtică știau că dacă își iau pantalon cu pense și un pic mai înalți, o să fie, nu, arătați ca Bran. Din Stan și Bran, pentru că se vede burtica și deasupra un pantalon care are așa cât o gogoașă tot turul. Trebuie să găsim varianta în care coborâm talia în față, venim ușor sub burtică și pantalonul nu va mai face cutele alea inestetice. Deci sunt anumite șmecherii. Ce e foarte important? Nu să urmărim tendințele, ci în primul și în primul rând să ne formăm un stil personal. Acesta va trebui să fie în funcție de aspectul fizic, cromatica feței, atitudine, personalitate. Sunteți o persoană efervescentă, nu să vă îmbrăcați discret, pentru că e ciudat, vezi pe cineva discret, așa invizibil, și odată începe să se agite și să fie vizibil. Și atunci toate, și vestimentația, și atitudinea, și caracterul, trebuie să meargă mână-mână. Și mai ales trebuie să meargă mână-mână cu ce doriți să comunicați. Îmi scrii, îmi trimiți poze și îți spun ce-ți stă bine. Ena, nu suport pe bune, să vândi... Pe poză, tu poți... Cu poză, cu înălțime, cu greutate. Parcă ești ghicitoare, ce trimite poza, să poză, înălțime, greutate și îmi spui ce vrei. Mă duc la o nuntă, plec, nu știu unde, îmi trebuie pentru birou. Vreau să fiu... Și atunci îți dau câteva detalii, 10, 12 chestii, cum, așa? Cum, din poză poți să îmbraci oamenii? Hai că aici mai dat gata. Deci, uite, fac evenimente pentru companii cu oameni din companie. Și eu, după poze, le aduc ținutele și facem fashion show și schimb total. Oameni serioși, care de altfel, pe care nu ți-ai imagina în fața biroului niciodată, tot timpul la birou, serioși. Bine, pentru ei e și o descărcare nu numai emoțională, și că-s nevrozați, toți sunt, știi? Să știi că. Dar descoperă o altă latură și văd că pot și ei, că de obicei sunt și inhibați. Păi și le frică, o să râdă o mie de colegi de bine, mine. Bine, și cu șefii n-au voie să facă mișto. Când să vezi ce șefii. Bine când e șeful mare în discuție. Bine, dacă șeful mare e mai deștept, admite și miștocăreală, și... dar șefii proști nu admit, știi? Da, da, da. E destul am de făcut tristă la chestia. Arad cu Mihai Leu o prezentare cu piloții în deschiderea raliului și l-am invitat și pe primar. N-a vrut inițial, după aia a plăcut, a văzut că totul e frumos și a fost în prezentare. Falcă, un băiat foarte fin. Da, a fost în prezentare, i-a plăcut, poate i-a plăcut, a fost de elegant. Tine. Eu fi plăcut nu. De tine. A, un domn serios, e serios, e om păi civilizat. Păi cum, numai Ana serios și... Păi de ce mă nu i-a alunecat așa? Bine mă, la mulți ani. Doamne, ai văzut ce vin am? Foarte bun. Da. Foarte bun, îmi place mult. Da. Mi-ai oferit un vin și mi-ai recitat o poezie și vreau să o recit și e păcat. Da. E prea. Deci, e prea, asta l-am pus noi sub masă, adică l-am oferit am făcut, e pentru acasă. Da, am cules strugurii Pinot Noir aproape la începutul lui decembrie, acum 2 ani, 3 ani. Am băgat în butoaie, baricuri se cheamă butoaiele alea, 220 de litri, așa. Și am pus și chestia poezică, am zis, bă, dacă dăruiești o sticlă de vin, asta are 350 de grame, nu? Și reciți și poezia, orice bărbat pare mai inteligent decât în realitate, nu? Și am o poezie care îmi deschide cartea pe care am scos-o anul ăsta,
se cheamă scaunul cu trei picioare. E o formă de... E un elogiu al simplității, de fapt, știi? Da. Că scaunul ăla cu trei picioare al țăranului român, știi? Poți simplu, să stai pe el pe brază. Da. E foarte așezată. Și o poezie de dragoste, într-un fel, și cu subsol politic, așa, se cheamă Nessun Dorma. În gara anonimă, dat jos fără bilet, mă simt ca reumatismul la școala de balet, privind un cârt de fete ce nu înțeleg, râzând că o să-mi cadă toate în brațe rând pe rând. Purtând stigmatul dulce al durerii în carnea moale, vor pomeni de mine la băile termale și când fustițe scurte s-or veștejind dulapuri, se vor trata de mine îndelung cu amare hapuri. Uitând alfabetul fățarnic al pudorii, se vor lăsa călcate în picioare când trec norii, umflate și lascive, parcă pierzându-și forma, lui picura în ureche fierbinte, Nessun Dorma, până or să priceapă târziu că reumatismul nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Se simte, în momentul în care placi un om, transmiți o vibrație și probabil că și el îți transmite înapoi același lucru. Eu am venit foarte deschisă astăzi și foarte convinsă că o să ne înțelegem, pentru că e un om care îmi place ca stil și mi-am dat seama cumva că suntem pe aceeași lungime de undă. Dar clar, îl mai vizitez, o să vedeți. O să auziți despre asta. Un lucru pe care nu l-am mai spus, nu l-am povestit niciodată, dar nu l-am ținut neapărat secret. Bunicul meu a fost moșier și a avut vie la Valea Călugărească. Vie care acum aparține unchilor mei. Da? Și ei fac reușit să o luați înapoi. Da, bunicul meu a murit în 89 și le-a spus băieților, voi case nu, ci fetele, fiind patru frați, da. Și la noi a fost înțelegere întotdeauna, fetele au luat casele din București. Dar când se va recăpăta via, au împărțit voi. Mai credea voi. Bătrânul, a murit înainte da, de 80, au luat cereu, îmi pare. Hai că vărți puțin vin da, pentru el așa. Dumnezeu să-l ierte, da. Era bine să apuce, știi? Dar uite ce feeling a avut și, într-adevăr, și-au recuperat via, a rămas băieților mă, via. Dacă și... mai treia puțin săracul, știi? Da, prin da. Da. A făcut pușcărie politică, bineînțeles, da, că moșierii... Da, așa, bine, atunci și dacă aveai 5 hectare de vie, erai considerat... Construise și o biserică în tinerețe și l-au găsit într-o sticlă din aia pusă la... Știi, cu la ctitorii bisericii l-au demolat, au găsit sticla și l-au arestat pe motivul acela. Aia a fost, dar l-au arestat? Normal. Nu, ca să înțeleagă lumea ce însemna normal. Absurdul. Cum... Deci la temelia unei biserici găsește o sticlă cu cel care a dat banii pentru biserică și l-a datorită chestia asta i-a arestat. Da. Băi, da, de necrezut, da. Deci așa ceva n-am auzit. Este absolut... fenomenală chestia. Da, dar uite incredibil. Ce frumos că el până în 89 el a crezut el treaba a crezut, asta. Și el cu limbă da. De moarte le-a lăsat, a spus copilor, via, fetele da. Iau casele, fiecare au casă, și băieții via când o-ți recuperau. Deci, la momentul ăla, îți dai seama că pentru băieți era ca și când nu luați nimic frumos, că nici n-a bine fost vreo discuție vreodată. În Europa, chestii, erau speranțe că se schimbă păi și în 89 la început da, a murit, da, la începutul anului 89. Da. Deci nu, ne-a simțit, dar a fost doar... Vezi, oamenii când sunt deci ești fată de moșier, la mulți ani. Da. Hai să da, mai ascultăm pe băieții ăștia. Da. Ia cântă, mă, nene, și pentru noi moșierii. Umblai gorjul lung și-n lat, nesătul de săruta, plin de mândrei gorjul întreg și nu știu pe cine sale. Hei, după care să mă duc, am vreo două pe la rug. Le-amăgesc cam de un an, de la cram, de la german. După care să mă duc, am vreo două pe la rug. Le-amăgesc cam de un an, de la cram, de la german. Coborând pe Sohodol, parcă aveam sufletul gol. La Lelești am poposit să mă satur de iubit. Dar mi-am amintit de Ioana, care stă pe la Tismana.
alta mă așteaptă în Arcani și două la Peștișani. Dar mi-am amintit de Ioana, care stă pe la Dismana. Alta mă așteaptă în Arcani și două la Peștișani. Fete mândre întâlnești, de mergi spre Cărbunești. Ciobănițele-mi sunt dragi, la Novaci și Polobragi. Hei, de mă-ntorc în Târgu Jiu, unde să mă-mpart nu știu. Trei mândruțe tinerele mă așteaptă să merg la ele. Este vremea să mă însor, dar prea multe las cu dor. Aș mai feciori puțin gorjul de mândruței plin. Deci a fost o emisiune foarte interesantă pentru mine. Ai lansat o chestie, nici un istoric român, nici un... cum se cheamă ăștia, care studiază scheletele oamenilor, paleontologi de ambele picioare. Un paleontolog de ambele picioare. Deci, faptul că tu... faptul că tu ai lansat această chestie, e fără glumă. O să mai lansezi ceva, dar în emisiunea că următoare... Dacii aveau picioarele late, nene. Vă mai dau un exemplu. Noi avem mâinile mai scurte decât media europeană. Și asta este o chestiune foarte importantă. Pentru că raportat și la nordici, dar raportat și la italieni, întotdeauna noi trebuia să scurtăm sacourile din colecțiile respective. Da. Trebuie să mă mai inviți odată ca să-ți spun și să mai lansez o chestie apropo de cum ne creștem copiii. Foarte important. Dar mi-ai spus un moment dat, da. Data viitoare, rămâne copii? Pentru data viitoare ca să mai gătești odată. N-ai ce să faci. Ai rămas dependentă de chiftele cu iarbă. Nu, sper. Puiul. Da, dependent de iarbă, da. Mulțumim, Sel Gros, la mulți ani, Adina. Ne mai vedem. Dragii mei, la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, cu dragoste, anul acesta să fie anul acela cel mai bun, urmat de mulți alții din ce în ce mai buni. Vă iubesc mult, la mulți ani! Întotdeauna am zis că o să cuceresc o femeie prin frumusețea mea, prin inteligența mea ieșită din comun, prin cei 2,5 metri pe care i-am eu, bărbat înalt, 1,82 m, așa. Dar mi-am dat seama... cum poți să cucerești o femeie făcând niște chifteluțe parfumate și diverse? A fost foarte frumos. Nu mă așteptam să fie... mă așteptam să-mi placă, dar nu mă așteptam să fiu așa de fascinată. Am primit o carte cu dedicație. Pam, pam. Am primit o sticlă de vin pe care n-am să o beau și nu-l las până nu-mi semnează și eticheta. Pentru că e un vin de colecție, nici nu s-a lansat. Mi se pare extraordinar, iar poezia este genială și amuzantă și interesantă. Vorba lui, cred că pentru un tip care vrea să dea pe spate pe cineva, e o idee bună. A luat sticla, vine la pachet cu poezia, tipa crede că el este super frumos. Mi-a plăcut, o experiență minunată, mi-a plăcut mult. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.